dați drumul la foc, aprindeți-vă rachetele, mădăria, cuiele sau, bineînțeles, bezișoarele parfumate. Dana Marihuana. Bine v-am găsit. Bine ai venit și mulțumim că ai venit. Hai să ne povestești o experiență de-a ta dintr-o călătorie. Să începem cu ceva din călătoria ta în afara României. Dacă îți mai amintești sau... Da, nu am prea multe călătorii. Pe care ai vizitat-o, ți-a plăcut mult, amintiri plăcute, neplăcute, și să ne povestești despre asta. Păi, unul a fost Grecia și am ajuns acolo prin sora mea care era căsătorită acolo. Părinții mei erau plecați în Africa de Sud și am stat mai mult la sora mea. Când aveam o vacanță, plecam acolo. Pe la ce vârstă? Pe la 19 ani. Wow! S-a așa dat un boom așa cultural, că ai intrat în altă țară din România de aici? Nu, boom-ul a fost când m-am întors din Grecia, pentru că vedeam, vedeam toate defectele României și ale... Deci m-am certat cu toți prietenii, pur și simplu. Deci nu m-a mai suportat nimeni. Nici eu pe ei, nici ei pe mine. În sfârșit mi-am luat o pauză de la prieteni pentru o perioadă până să mă readaptez în România. Ce pot să spun e că familia de acolo m-au ajutat. Eu am lucrat cu bijuteriile. Acolo am învățat să le și meșteresc. Care afacerea a continuat și aici, în România. Și unde în Grecia? În Grecia, în Atena. Atena, super. Și din Atena am reușit să ajung și în vreo 10 insule. Și în 10 insule. Super, nu știu, paradis. Au vrut să mă căsătorească acolo. Nu am vrut să rămân, cât de bine era și cât de frumos și cât de extraordinar. Au vrut să te căsătorească cine? Familia da, care era sora mea. Ideea e că nu am fost de acord. Consider că dacă m-am născut în România, am o misiune aici de dus. M-au chemat până și ai mei în Africa de Sud. Aveau tot ce le trebuia acolo. Ai fost în Africa de Sud? Nu am fost. Au venit ei înapoi în România după mine. După aia am fost și în Franța, m-a chemat într-un fel, așa să spun. Am avut un partener care era fiul de ambasador din Congo, care au stat aici în România și după aia trebuie să plece în Franța, a vrut să mă ia acolo, iar să mă căsătoresc, acolo. Iar n-am fost de acord. Dar stai așa, cum ai venit, trecut de 18 ani, toată lumea vrea, hai să plecăm pe... Pe fata să căsătorească, neapărat, că trece timpul, face 20 de ani. Fata e cam bună, așa să zic eu, și păi se poate oferi o oportunitate de a fi căsătorită, nu știu, oriunde. Și asta... Mai puțin în România. Și asta... Nu prea, în România, nu știu, toate sunt dus și întors, așa, de fiecare dată. Da. Și cum, veneau ei la tine, dom'le, vezi că ar trebui să te căsătorești luna viitoare sau cum îți propuneau, cum veneau? Da, adică mă gândesc că la ei merge și chestia asta de înțelegere și de nu știu. Sau se gândeau că, dom'le, dacă căsătorim acum, s-ar vrea să devină o fată cu minte de acasă ei, bagă 2-3 copii acum imediat și... sau care era... Să-ți ofere, mă gândesc, o viață bună. O femeie în un bărbat și dacă e o femeie de casă și iubitoare și așa mai departe, mă gândesc că e un câștig. Da, clar. Da. Dar nu, n-am făcut-o nici asta. Am mai fost după aia, totuși, după
divorțul cu primul soț, am avut un partener care lucra la geologia, a fost invitat acolo pentru a face niște cursuri, m-a chemat și pe mine și am vizitat Notre-Dame, Sacré-Cœur, am stat, mi se părea că am stat, zic că sunt de vreo 10 ani acolo, deși am stat un weekend. Toată lumea, nu știu, mă întâlnea cu zâmbete și cu fericire, cel puțin așa mi s-a părut mie. A fost superb. Am fost chiar și la Montmartre, la cimitir, am fost la mormântul lui Brâncuș și al lui Cioran. Oh, frumos! Am ajuns, da. Aia când m-am întors aici, fusese o furtună, tata era foarte supărat că nu vrea să plec, că am lăsat țara, că nu e bine, că uite ce s-a întâmplat. În sfârșit, am intrat și eu în spital, a intrat și partenerul meu. După aia am scos o piesă, am înțeles că tata s-a întâlnit cu el să-i dea niște bani ca să nu mai fie cu mine. Facem pauză puțină. Când mi-au propus cei de la familia să cânt cu ei. Mi-au dat o strofă, am repetat-o foarte bine. Mă gândeam că este o șansă mea care mi se dă și trebuie să demonstrez că pot. Mai ales că aveam chestiile alea cu respirația, zic trebuie să pot și trebuie să reușesc. La ce pasă peste asta cu emoția, cu treaba asta sau... Păi asta, eram în dubii un pic așa, dar am zis totuși trebuie să reușesc. În sfârșit, am repetat și a ieșit piesa Tu pe Dumborfaș, care hit. Hit total. Hitul, da. Hiturilor. Da, videoclipul a fost top. Oriunde mergeam, mare, munte, magazin, supermarket sau orice era, se auzea piesa noastră. Era o nebunie totală. Primul videoclip și pentru ei? Primul videoclip și pentru tine, nu? Da. Da, nu știu, nu cred că au alt înaintea ăstuia, nu cred că au nici ei. Videoclipul a fost și regia, a fost mișto de tot și tot. Da, ideea e că după un an și după plecări în țară peste tot, bine, s-a scos, după aia am fost la casa de producție Chem Music. Ideea e că mi-au scos un maxi single, mi-au scos un album, cea mai fidelă fată. 98-99 s-a întâmplat asta. Ideea e că la lansarea mea de disc n-au fost decât prietenii mei care i-am invitat. Deși la celelalte lansări erau full de oameni, mi s-a părut ciudat. Mai ales că nu m-au lăsat nici să dau în ziare. Au venit, n-am știut că, eu am crezut că vorbesc ei și cu presă și cu tot. Au vorbit decât cu o revistă care a fost... Bravo. Nu mai știu exact numele. Bravo sau ce mai dat? Și... Bravo, nu? Ideea e că meneau hârtie acasă, că nu se, că caseta sau CD-ul nu se vinde deloc. M-au scos datoare jumătate din clip, 24 de milioane, 4, nu sunt bani și acum apare. Așa. Pe cum, stai puțin, să veniți cu bani acasă pe Și ar trebui să reziliez contractul cu ei. Cei de la familia din tot turneul nu mi-au dat niciun ban. Eu credeam că nu iau bani pentru mine, dar am aflat. Luau 250-300 de dolari pe vremea aia, separat pentru mine și pentru ei. Ideea e că bănuții ăștia ei și băgau bine mersi în buzunar. După ce am aflat, le-am zis, mă băieți, uite, eu iau bani de acasă când plec, eu mă certam cu ai mei când plecam, că eu le ceream bani, dați-mi bani că plec la drum. Și zicea, păi da, dar tu pe ce cânti acolo? Și mă tot certam chiar... Fugeam și de acasă, nici nu le spuneam, eu mă duceam la concerte, că vroiam să fiu acolo, vroiam să fiu cu lumea și cu bani sau fără bani vroiam să-mi zic mesajele mai departe și să trăiesc cu lumea și să văd țara și să simt oamenii din afara Bucureștiului. Și
la un moment dat la o emisiune de la ProTV, în pauză, le-am zis la băieți. Mă, băieți, uite, știu că luați pentru mine 250 de dolari, 300, eu nu vreau decât 50 de dolari să-mi dați pentru consumul propriu, să le mai cer alor mei, adică eu dacă vreau într-un oraș să beau un suc sau altceva decât mi se oferă ca protocol, să am și eu un ban în buzunar oriunde plec. Deci, practic, mergeai la un concert când ai prestat acolo ceva, nu? Da. Și aveai, să zicem, inclus, nu știu, hotelul, mâncare, băutură. Hotelul, mâncare și drumul. La limita, nu? După aia, tu când trebuia să pleci acasă, după aia, îmi plăcea să ies din hotelul ăla, să vizită și eu un pic orașul, să văd pe acolo cum e. Și normal, îți cumperi și tu câte ceva, că să n-ai un ban, totuși. Așa. Și n-au fost de acord, au zis, tu fără noi ești un nimeni și un nimic și fără noi nu o să faci nimic niciodată. Ah, ok. Mulțumesc. Fără voi nu poți faci nimic niciodată. Atunci, mă, băieți, rămâneți voi doi. Și eu îmi continui viața. Chestia asta m-a ambiționat foarte tare pentru că majoritatea versurile erau făcute de ei și m-am ambiționat atât de tare să scriu versuri încât la un moment dat începusem să vorbesc în versuri la propriu. I-am speriat pe ai mei. I-am speriat la propriu. Mi-a venit așa un canal de universal în care nu mai mă opream. Adică cum vorbesc cu tine acum, dar vorbeam în versuri, știi? Deja gândești. Și acum e ușor, când vreau să fac versuri, mă conectez acolo și scriu imediat, știi? Da. Deci cum ar veni făcut imediat versurile mai mult dintr-o ambiție de asta? Dintr-o ambiție. După aia, cu povestea asta, am mers mai departe și fiind cunoscută, am înregistrat pe rând la mai multe studiouri și am făcut piese de-a lungul timpului, una câte una, câte una, câte una. M-au ajutat fără niciun ban cei cu studiourile, după aia am început cu emisiunile nu foarte bune. Am vrut un pic pentru propria, deci eu zic că călătoria asta e mult mai palpitantă decât te duci și ai vedea un peisaj, știi? Bine, călătoria probabil și în creierul tău, știți, adică mai da. Nu sunt alții care sunt călători, nu știu, prizonieri ăștia pe viață sau tot felul de oameni, de sunt călători în creierul lor. Trebuie să-ți faci în capul tău, până la urmă. Da, și am vrut, pentru că mi se părea că toți trag de mine și că toți, nu mai mă simțeam eu. De că am întâlnit un băiat care am avut niște o imaginație, ceva mi-a trecut niște informații prin minte și am hotărât să mă gândesc la acel băiat tot timpul. Gândindu-mă la el, mi s-au deschis niște căi în afară de asta cu versurile, simbolistica și puterea vremii, simbolistica și puterea culorilor. Dar stai puțin, tu citeai ceva? Care... Nu citeam nimic, n-am citit nimic, asta e, mi-au venit pur și simplu. Fumai? Da. Nu fumam, nu fumam, că aici nu s-a înțeles. M-am retras și de atâta ori le-am zis că sunt îndrăgostită, până la urmă cei cu presa li s-a părut mai interesant că nu, domne, că fumez, că nu știu ce. Am recunoscut odată că am fumat. Da, domnule, am fumat. Atât mi-a trebuit să zic asta. M-au ținut ani de zile cu drogurile, că droguri, zici că eram cea mai mare traficantă sau cea mai mare consumatoare. Așa. Stăteam la părinți, de exemplu, tatăl meu nici nu mă lăsa să fumez țigară. Aici, la modul ăsta. Ai mei credeau că mă sinucid, deși eu mă simțeam foarte bine primind chestiile astea. M-au băgat la spital și am început așa, du-te, vino cu spitalele.
du-te, vină cu presa, că nu vroiam să ies din anonim, nu vroiam să fiu, să ies din gândirea sau din lumea. Adică ajunsesem acolo sus și ca să nu mă mai duc deloc și să rup legătura cu oamenii, nu am vrut asta. Am vrut să o păstrez și să-mi știe și problemele și prin ce trec, cu bune, cu rele, deși presa a interpretat altfel și am intrat într-o luptă, să spun așa, energetică. Și cam mă odihneam la spital, știi? Crezi că n-ar fi intervenit presa cu tot felul de, nu știu... Ideea e că nu-i acuz, că până la urmă ei și-au făcut meseria și-au luat bani și în ziua de azi nici acum nu plătesc, deși există protocol, știi, pentru fiecare artist își bagă și ei tot în buzunar. Adică e un pic așa... Sunt dezamăgită, dar... Asta nu înseamnă că nu mă gândesc la oameni și că nu iubesc și mă simt datoare într-un fel anume cât trăiesc să las cât un mesaj, știi? Asta e, muzica pentru mine înseamnă mesaj. Sau și pictura înseamnă mesaj, scrisul. Și scrisul și orice înseamnă artă înseamnă mesaj. Și nu oarecare, ci universal. Interpretabil. Da. Crezi că dacă presa, să zicem, nu intervenea cu anumite știri sau anumite articole despre tine, puteai evolua mai mult sau puteai fi altfel? Nu, sau... ideea e că și m-am retras un pic, că prea nu mai eram eu, eram al lor. Și când deja nu simțeai mai... Simțeai prea multă presiune pe tine, nu? Da, deja proastă, când tu nu mai... ai control asupra propriei persoane și ești a lor și pe degeaba, adică gratuit. Hai că dacă îți dau niște bani, zici, da, mă, fac pentru bani și pentru existența mea. Dar când totul era gratuit și psihologic greu, m-am gândit mai mult să, pentru mine personal și ce fac în viața asta și să am o bază, astfel încât să, să fiu bine în viața asta. Am studiat și psihologia, am făcut facultatea de psihologie. Te-ai scăpat, bineînțeles, acum, dacă ne gândim, ai scăpat, nu de cam la facultate, deja ceea ce mi-a dat bunul Dumnezeu sau de acolo, de sus, sau cum mi-au venit semnalele acelea și simbolistica acestor puteri, deja la facultate erau scrise de mari filozofi sau de mari oameni, deci știință, să zic așa. Și n-am făcut altceva decât să mi se dea răspunsul că așa e. Și, nu știu, e bine, mă descurc. Și pot să ajung și pe ceilalți. Te-ai gândit vreodată să faci ceva mai mult cu psihologia, cu ce studia sau... Păi fac psihologie cu totul la mine. Nu, la modul... Ideea e că mă gândesc câteodată cum să rezist până la urmă. Știi că orice psiholog mă duc, am un tratament, mă duc și eu la psiholog și psihiatru. Asta e bine. Da. Fac un tratament ca să mă încarc. Mă încarc și trebuie cumva o descărcare. Că negativ după negativ și dacă acumulezi și nu, cumva nu resetez chestia asta, iar nu e bine. Da, nu. Trebuie să echilibrezi situația tot timpul. Da. După cum ai continuat? Adică când s-a rupt filmul, să zicem, cu muzica, încât ți-ai dat seama, băi, nu sunt unde trebuie? Sau? Nu s-a rupt niciodată legătura cu muzica, până și în ziua de azi.
lucrez și acum la o, la o piesă. Mă găsiți pe YouTube, Dana Marihuana, sau pe Facebook, danamumare.coteanu. Și, nu știu, lucrez în continuare, nu mă las. Fac în continuare clipuri. Crezi că poți să mai atingi vârful pe care l-ai avut în 2098, în 2001, 2002? Consider că sunt în vârf și că a rămas. Asta e, fiecare consideră ce mai bine. Mai trebuie să-l mai ating, că deja e, sunt acolo. Adică mă refer așa, că, bine, până la urmă la tine profitul financiar, presupun că n-a venit deloc din perioada aia. Adică, după cum ai spus. Nu, am înainte de pandemie și acum de curând, după pandemie, am avut, am cântat pe marile scene, ceea ce mă mulțumește foarte tare și da, am fost plătită după câți ani, am 42, după... Asta chiar e o realizare, știi, să vezi... După 20 de ani, știi, ești plătit după 20 de ani. Merg la realizare, m-am simțit bine, da, m-am simțit, adică, mă, până la urmă și cântatul ăsta nu e ușor. Păi, e o muncă și nu e chiar așa simplu, vezi pe cine acolo cântând și aia e. Plus, faci repetiții, dai niște bani pe haine. Și niște investiții. Ai investiții mai mari, că trebuie să arăți studiul, vine și machiajul. Și de obicei îmi place să-mi iau haine noi când am un concert. Adică să fiu unică cum să fiu acolo, da. Fresh. Deci, până la urmă, păi, toată experiența asta ai care a fost... Să am transmisiunea perfectă pentru cei care mă ascultă. Și vizuală, și auditivă. Până la urmă, păi, toată experiența asta pe care ai avut-o la începutul carierei, mai mult te-a ambiționat să te dezvolți din ce în ce mai mult, nu? Cumva, adică ți-a dat așa un impuls de... Nu, sunt dezamăgit din punctul ăsta de vedere. Sper ca cântăreții care apar acum sau tot felul să nu treacă prin ce am trecut eu. Am scris și o carte, se numește Poveste de cartier. Mișto. Conține biografia mea de când m-am născut până acum 7 ani. Ai făcut-o și pe format digital sau doar... Nu, doar scris. De ce ai încercat și asta pe digital? Peste nu era toată lumea asta pe telefon, pe tabletă, pe laptop, pe... Ai să pui o carte întreagă pe telefon, nu știu. Păi, hai, o grămadă de aplicații, o grămadă de chestii. Nu e, adică... Da, nu știu, nu m-am gândit. Cum? Poate. Și asta cu editura cum? Te-ai dus la editor, tu ai avut deja scris... Eu mi-am dorit foarte tare să fac eu, să... Să-mi scriu ofurile prin care am trecut și care le aveam în interiorul meu. Vroiam să le am cumva scrise, ca pentru toate întrebările care lumea și le-au pus către mine, să le dau răspunsuri. Și prin ce am trecut eu mai exact, pentru că în emisiunile la care mergeam de 5-10 minute când mă invitau atunci, nu aveam posibilitatea de a explica exact ce mi se întâmplă sau ce nemulțumire am. Și atunci am considerat că trebuie să las ceva în urmă. Adică dacă eu mâine nu mai sunt, să rămână ceva în urma mea. Și a fost la modul că eu mai scrisesem o poveste pentru copii, de fapt, înainte să am fetița mea, nu știu, iarăși mi s-a dat de sus de acolo, am scris 3 zile și 3 nopți, n-am mâncat, n-am băut, pur și simplu, așa mi s-a dat și am scris non-stop. Ideea e că m-am întâlnit cu oamenii ăștia, iarăși am verificat toate editurile, nu prea îmi conveneau și am zis, dom'le, trebuie să fie cineva pe canalul meu, astfel încât să mă înțeleagă și să iasă așa cum trebuie. Și într-adevăr am dat peste 2 persoane, care întâi le-am zis de povestea asta,
Și au zis, nu, noi îți facem mai bine biografia ta. Bine, nu, ei au făcut și istoria rockului. Și au zis, dacă am făcut istoria rockului, merge și istoria rapului. Și cu mine am reușit să facem chestia asta, numai că iarăși s-a întâmplat, m-am certat și cu ei. N-a ieșit foarte bine, cam băiatul ăsta care se ocupa de editură, cam bea banii, lua banii de pe carte, de pe cărți, numai ale mele, bea, nu știu ce făcea, ideea că nu s-a ajuns niciun bani are la mine. M-am certat cu ea, zic, păi măcar îmi dați în cărți. Nu-mi dați bani, bun, ok. Dar dați în cărți să le dau și la oameni, la prieteni sau să mai vând din ele. Și mi-au dat într-adevăr, deci... Mi-au dat ideea că povestea pentru copii a rămas la ei, la unul dintre ei. Mi-a zis că nu mai au, că mi-a dat-o. Nu știu. Oricum, mai vreau să scriu încă o carte, volumul 2, cu viața... Continuarea. Continuarea, da. Te gândești la un film, un documentar, la ceva? De genul ăsta? Am mai participat la filme documentare, unul dintre ei este Balta Albă, în care s-a făcut pe ideea că sunt mulți artiști care vin din acea zonă. Un pic am făcut o legătură așa, că m-am uitat, dom'le, dar ce se numește Balta Albă? Balta Albă? Ce Balta Albă? Măi, eu nu văd nicio Balta Albă. De ce, dom'le, e Balta Albă? Și am căutat și un istoric acolo. Și la 1813, când a avut loc un incendiu în mare în oraș, în București, sau morții care erau acolo, era o groapă în care s-au pus acolo și s-a dat cu var stins ca să nu se infecteze lumea și atmosferă. Și da, se spune, scrie acolo că atunci când ploua se ridica varul ăla alb și de-aia se numește Baltana. Ideea e că poate, mă gândesc că energetic așa, poate e o legătură. Că într-adevăr e zona cu cei mai mulți artiști și din rock și din rap și prezentatori de televiziune. Da. Ca documentar cu viața mea, mă gândesc că dacă fac cărțile astea, poate orice regizor să preia chestia asta și să o facă. Regizori, dar cât de mulți sunt, trebuie tu să le împingi cumva să ajungă la niște regizori. Că dacă tu nu aștepți să ajungă la un regizor, poate regizorul ăla are timp să citească și poate ar fi mișto scenariul după cartea ta, dar nu ajunge la el. Deci tu trebuie să-ți faci o strategie acum de viitor, cum să împingi scenariul tău către regizori. Da, sincer mi-e un pic greu, că dacă mă pune să retrăiesc momentele alea, mi-e foarte greu, numai dureroase, în punctul meu de vedere. Da, nu-mi pare rău. Că mă întrebau în emisiuni, regreți prin ce ai trecut sau tot ce ți s-a întâmplat? Și am zis nu. Nu, pentru că am avut un bun Dumnezeu și o flacără în mine care în întunericul ăla întotdeauna mi-a dat speranță și am putut să trec peste el și peste greutăți și peste tot. Și da, când mi-e greu, spun o rugăciune sau mă conectez cu bunul Dumnezeu astfel încât să-mi arate calea cea bună și cea dreaptă. Și mulțumesc. Asta cu Dumnezeu... Dumnezeu. Dumnezeu până la urmă e tot, știi cum e. Tu citești cărți astea religioase, adică ești atras de partea asta de spiritual încât să studiezi anumite religii sau religia de bază din România sau doar e așa, Dumnezeu mă ajută că mă rog sau... Cum e la tine asta cu Dumnezeu? Păi, cum vezi tu sau cum o trăiești? Cum am apropiat și cum mi-a dat încredere, să spun așa, ce
cea mai mare. De exemplu, când prima oară când m-am dus în spital, am fost legată de pat. La un moment dat vreau să mă duc la toaletă. Am zis, nu fac pe mine, sunt nicio formă. Și zic, Doamne, Iisuse Hristoase, te rog, ajută-mă să pot să dezleg nodurile astea de la mâini și de la picioare. Și am luat mâna așa și am început să mă dezleg, și pur și simplu. Și m-am dezlegat, s-au trezit mine la ușa acolo, sau cam speriat. Mă, aici cu tine. Așa, mi-am făcut treaba și m-am întors, bine mersi. Așa, una la mână, plus al doilea lucru, când am fost internat acolo, în afară, când dădeau, ca și caz special eram, și ajutam fetele de acolo să le fie cât mai bine, le cântam, le dădeam o stare cât mai bună să treacă peste situația în care eram acolo, nu prea plăcută. Ideea e că la un moment dat a fost internată o țigancă. N-am nimic cu țiganii, iubesc, cu jur, dar personajul respectiv era atât de drastic, eu mi s-a părut că e moartea. Le-am zis, vă rog, scoteți-mă acum de aici, pentru că nu mi-e bine. Doctorul nu m-a înțeles, mai ales că era în preajma sărbătorii, i-a zis, vă rog frumos, lăsați-mă acasă, eu vreau să aranjez, să împodobesc bradul, vreau să mă simt bine, sunt în familie, am nevoie de asta, vă rog, lăsați-mă să plec. Nu m-au lăsat. Și această femeie se dezbrăca, de exemplu, se dezbrăca total, dădea cu păr, avea niște ghiare așa, se spăla acolo la chiuvetă, era o infecție, scuipaș, făcea cuin din scuipat, groaznic, dădea în cărți, groaznic, curat de la toate așa. Deci armonia care era înainte, nu mai. Plus, stând lângă ea, doar dormind, mi-a luat din puteri, pur și simplu, și am ieșit paralizată din spital. Dar cum dădea în cărți? Că asta nu e vorbind? Dădea în cărți, că vrea să știe bărbatul ce face, ce face, ce face și... Ba, o lăsa. Stai cu cărțile în spital? Ideea e că eu am ieșit paralizată de acolo. În loc să ieși bine din spital, ieși foarte rău. Deci cum ai intrat acolo? Cum? Cum ai intrat acolo? Cum adică? Cum ai ajuns în spital? Că m-a ajuns, ți-am zis, ai mic rău că m-a sinucit. Ah, deși mie era foarte bine, bine, nici nu mă mai înțelegeam că ei plecam pe străzi, mă plimbam. Și s-au hotărât că trebuie să... Nu suportam certurile din casă care se mai întâmplau și plecam de acasă, eram un pic mai rebel, așa. Și nu le-a convenit și a considerat că dacă cu vorbă bună nu ascult, este singura soluție de a mă liniști și de a... Da. Și nu mi-a fost bine, după aia din spital ai ieșit mai... După aia din spital eram morbiu, stat în pat, deci paralizat la propriu. Dacă eram rece, dar după ce și călătoream spital... cu mintea, nu știu, călătoream și eram așa. Aia mie mă masau, mama mea ușor, deci nu mai știam, eram inconștientă, nu mai știam cine sunt, cum sunt, care, cum e. Mergea cu mine noaptea ca să nu vadă lumea, să învăț să merg pas cu pas, să-mi luam piciorul așa pas cu pas, pot să învăț să merg din nou, să pot să învăț să mănânc din nou, că nu puteam nici să mănânc, nu puteam să fac de niciunele. Și practic s-au luptat cu mine să mă pună pe picioare. Nu m-au pus pe picioare până când săraca mama mea s-a îmbolnăvit, a avut cancer, a murit și după ce a murit spiritul ei, l-am simțit lângă mine, o energie care nu pot să o compar cu nimic pe lumea asta, nu știu, cu nimic absolut. A stat lângă mine o perioadă în care pas cu pas, m-a, nu știu de unde m-a adus, eu cu mine sunt din nou. Da, cam ăsta a fost prețul de a fi eu bine din nou.
eram așa, legumă, eram un corp care mergea, un corp, un da, corp, doar un corp, așa. Tu luai și tratament după ce ieși în spital, ți-a fi și te la tratament. Că... Da, dar nu era doar tratament, și spiritual. Era... Bine, și șocul că ai fost acolo, ai stat în spital. Spiritual nu prea a fost, așa. Și... Ai... Da, am trecut și până asta. Și cum ai scos după aia de toată feira asta nașoară? Adică cum... Cum... Ce ai făcut după? Păi na, ai ieșit în spital, după aia a murit și maică ta. Cum... A rămas tatăl meu, am lucrat, am... Te-ai concentrat mai mult cu asta, cu bijuterile, nu? M-am gândit că trebuie să-mi fac o familie și copii și... Am avut primul soț, primul copil. Atunci a venit cu am fost plecat la Ploiești. Am stat acolo un an jumătate, acolo am și născut. Cum a fost asta? Când naști, îți dă senzația asta de fericire și de, nu? Ca femeie. Sau a fost greu? Cum a fost pentru tine? Nu, nu a fost greu, mai ales că ne doream copilul și mi s-a și arătat că va veni și la primul și la al doilea mi s-a părut, mi s-a arătat înainte să vină. Cum? Cum s-a arătat? Păi că, de exemplu, iarăși, după moarte, ambii copii au venit după moartea mamei sau după moartea bunicii. Și după moartea mamei nu mă regăseam aici, în România, deloc, 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 deloc. Și m-au trimis în Grecia, ca să mă deconectez de aici. Și în Grecia, la un moment dat, printre alte semne, am văzut așa, m-am uitat pe cer și am văzut un bebeluș cu aripioare, așa, un îngeraș cu aripioare. Zic, ia... Da. Și zic, ia, uite ce frumos îngerașul. A, ce bine, am și un înger păzitor, mulțumesc, Doamne, ție că existi. Păi m-am întors în România și la puțin timp a rămas sărcinat. Așa, iar la al doilea copil am avut un vesel. Ai rămas însărcinat, e că da. Ai vrut? Nu, am vrut, da. Ai și încercat-o, nu puțin? Adică nu te-ai întors și, Doamne, a rămas însărcinat. Ai vrut? Am și vrut, da. Am și vrut, a vrut și eu și a vrut și partenerul meu. Mișcă. După aia, la al doilea copil, se întâmpla cam la 33 de ani mei. Am avut un vis foarte... Intens. Foarte intens, da. Am visat că era o masă lungă, așa, cu cei mai mari preoți din lume, îmbrăcați în alb, cu chestii mari așa, mari, în care s-a așezat preotul în capul mesei, care era șeful lor, cum s-ar zice, și nu l-am vizualizat, dar ca și spiritual, vorbind așa, am simțit că Iisus a coborât pe masa aceea, s-a dus la preotul din capul mesei, i-a scos fața la propriu, i-a rămas craniu cu sânge, cu asta după fața aia scoasă și i-a pus alta la loc. Alta nouă cu altă față? Cu altă față, da. Și cum era fața, carismatică sau mai... E, nu m-am uitat fața. Nu m-a interesat omul. Ți era frică să nu știi? Și după visul ăsta m-am dus, așa am zis să mă duc, m-am dus la Sfântul Anton. Deci imediat, dimineața, la prima oră după ce m-am trezit, m-am dus direct acolo, domnule, vă rog frumos, lăsați-mă și pe mine, am avut acest vis și vreau și să vă ajut aici, nu știu, dați-mi ceva să muncesc aici. Eu zic, da, hai că noi oricum vrem să renovăm și să refacem biserica. Ne-am gândit, tu poți să faci curat la lumânări. Bine, și m-am apucat eu să fac acolo curat.
În prima fază găsesc un îngeraș așa, care semăna cu îngerașul de pe cer de la primul copil, da. Zic, ia uite copilul meu, ce drăguț, îngeraș, ce frumos, mulțumesc Doamne că l-am. După aia mai fac eu ce mai fac curat, găsesc iarăși un... Era ca un copil care venea pe apă, dar fără aripi, dar cu aur. Zic, Doamne... Zic, cred că o să mai am un copil. Zic, Doamne Dumnezeule, dacă așa trebuie să fie, așa voi face. Și am păstrat chestiile astea. Și după aia a venit. După vreo 5 ani de zile după ce mi s-a arătat chestia asta, am avut al doilea soț, m-am și căsătorit la Biserica Bucur, prima clădire din București. Și atunci s-au făcut și alegerile la papă, că asta era visul meu atunci. Și s-a ales chiar papa pentru popor. Așa. Și a venit fiimea, a doua. Și cum e acum cu doi copii? E minunat. Sunt doi îngeri care atunci când mi-e greu și când sunt într-o negură și într-un întuneric și într-o luptă cu diavolul sau ori ea, ori el, ori un tot, vin și îmi spun, mama, gata, hai înapoi. Și, ca și cum îmi dau mâna așa, vine un coace, că te pierde. Da. Și sunt îngerii mei care mă ajută și care, cât sunt pe lumea asta, trebuie să am și o grijă de ele. E un drum spre artă, spre... Da, fiimea mare cântă, cântă foarte frumos, dar după dezamăgirile mele, cam, nu știu, nu prea îi dau curaj așa să trăiască și ea unele chestii care le-am trăit și eu. Iar a doua pitează foarte bine, nici nu trebuie să... nici nu-i trebuie școală. O are direct din propriul talent, să spun așa. Adică eu consider că un artist adevărat nu că face doar o casă. Ideea e din casa aia, dacă mai iese și o față, nu știu cum, și e ceva mai mult decât o casă, ăla, da, pentru mine e artist. Sau într-un tablou cu flori, de exemplu, și dacă mai vezi și alte chestii în el, atunci, da, este un tablou artistic. Sau dacă nu, e un chici care, și chiciul ăla e plăcut, dar nu pentru cei care cunosc mai mult de atât. Da. Bine, arta pe oameni interpretabilă și în fiecare diferit. Un critic de artă poate să vadă într-un fel, un privitor normal poate să vadă în alt fel, un artist poate să vadă altfel. Tocmai de asta e artă, știi că fiecare... Are viziunea lui, da. Da, bineînțeles, niște flori, dacă mai există un altceva, ochi, da. Sau ceva acolo. Da. Bine, asta e și abstractul operei de artă, că n-ai poți să duci cu arta până unde vrei tu, n-ai limite. Și cu muzica, la fel. Și cu muzica. Uite, de exemplu, acum am scos o piesă, Luna, se numește... Un pic am zis să scos și altceva decât rap. Te-ai gândit să mergi spre trap, spre... Nu trap, nu. Nu, dar te-ai gândit așa, vreau? Am zis să fac o piesă gen de dragoste, se zice, și ai și Luna. Vine de dragoste care... o reprezintă pentru un tot, nu neapărat pentru o singură persoană. Și apoi, acum mai scot iarăși o piesă. Încet, dar ideea asta vreau să zic. Am scos și piesă de electronică, de tip muzical electronic. Adică sunt un artist complet, părerea mea, și asta mi-am și dorit. Cum a fost primită asta, piesa electronică?
Că șoc. Mai ales că m-am părut la Pro TV și da, după emisiune și după ce am cântat piesa, bineînțeles că mi-au spus că am tras ceva și că domne, e dusă cu pluta și aia e. Iarăși o vinovată, înțelegi? Rezistați-mă puțin, n-am tras nimic, am venit doar să cânt. Sau... Da, păi ce să le mai zici că a zis domnul Măruță. La sfârșit, domnule, din cauza stupefiantelor... Bine, domnule. Culmea este că știi, cu tot ce au spus ei, am colaborat cu primăria sectorului 2 și ambasada Olandei. Am făcut un videoclip, Trezește-te, se poate fără drog, în care am fost în licee, în școli, unde am vorbit despre problema asta și chiar nu mi-a venit să cred, pentru că erau copii care se drogau cu heroină la vârste foarte fragede și colegilor erau îngrijorați, inclusiv părinți poate, și nu venea să cred că la vârstele alea au problemele astea. Uite, dacă nu așa, unde ne aflăm acum, ne aflăm înfrântat. Dacă mergi câteva blocuri pe aici, sunt minuni care se drogă de heroină. Deci e o problemă super mare. Noi, într-o perioadă... Ideea e că heroina asta e, știi, cam îți cumperi moartea, știi? Și ca substanță îți mănâncă globulele albe din corp și cu cât e mai mult, mai mult, mai mult, la un moment dat nu mai ești, știi? Tu ai consum, nu? O perioadă scurtă. Da, o perioadă scurtă. Am văzut că nu e bună, că mă distruge la propriu. Cum am scăpat, am început să mănânc tot felul de vitamine, tot felul de fructe și de legume, chiar dacă m-am îngrășat. Ideea e că am înlocuit substanța aia cu substanțe benefice organismului și am fost puternic. Am zis că acest drog nu are cum să mă facă pe mine, eu sunt mult mai puternică decât el, orice ar fi. Și nu m-a făcut. Și apropo de chestia asta, când am fost internată, era o tipă acolo care era internată din cauza heroinei. Era... Povedea dintr-o familie foarte bună, avea și copil. Ideea e că își lăsase copilul și familia și tot pentru chestia asta. Și în spital i-am zis că era o fană de-a mea. I-am zis, când vei avea nevoie, dacă vei avea nevoie după ce ieși de mine, uite, îți dau o cămașă de-a mea. I-am dat cămașa mea. Am spus și o piesă cu asta. Și sună, caută dacă ai probleme și nu. Și m-a sunat, i-am zis, ești pregătită, trebuie să fii și pregătită ca să decurgem anumite etape. Era fugită de acasă, arăta groaznic și i-am zis, ai încredere în Dumnezeu? Da. Și am luat-o pe calea lui Dumnezeu. După aia era frică să iasă în societate și peste tot. Am luat-o ușor, ușor, am scos-o afară, la o discotecă, am scos-o în oraș. Adică i-am arătat viața că poate să aibă din nou viața dinainte, cu încredere în ea și în Bunul Dumnezeu, și că poate să se lasă. Și m-a sunat, nu la mult timp, să-mi spună că e în Germania, că lucrează și că e foarte bine. Deci caz rezolvat și eu foarte fericită din punctul ăsta de vedere. Iar după aia am avut un iubit care avea un prieten și care tot așa avea probleme. Culmea era că era băiat de polițist și tot așa i-am zis. Dacă ești hotărât să mergem pe o cale și ești hotărât să te lași de chestia asta, voi fi lângă tine, dar dacă tu îmi spui că mă las, că așa de tot, mă las și nimic, adică nu mă pune să îmi pun sufletul acolo pentru tine și ca să te ajut și să după aia să-mi zici că tot acolo te întorci, că nu e ușor.
Și atunci am stat lângă el, într-adevăr, cu fumat de marihuana. Pot să spun, domnule, nu cred că m-a văzut nimeni. Dar oricum, după câte mi-au luat de la interviurile alea, acum am e simplu. Așa? Ideea e că, da, am stat cu omul acela zi, noapte, să-mi povestească. Practic, l-am întors în timp, la viața pe care o avea înainte să consume. Și tot așa, am ieșit în oraș, am ieșit peste tot. Și am stat lângă el și a trecut peste. După aia mi-a zis, după mult timp, că da, avea dureri, a avut niște trăiri intense, urâte, dar totuși a avut puterea să treacă peste ele și mai ales când, având-mă pe mine ca susținător psihologic, a reușit să treacă peste. M-a rugat pentru el să-și găsească o iubită, o familie, să-și stăfie la locul lui, într-adevăr. Și a găsit pe cineva, are copil, acum a ajuns foarte bine pe unde e, sunt fericită iarăși. Da. Asta e o mare reușită. Da. Și cum, tu cum ai scăpat de separație? Adică, n-ai cum. Ți-am zis, mâncam. Doar mâncarea ta tot? Mâncare, da. Mâncare și ambiții, trebuie să ai ambiții. Așa. Deci toate astea acum. Eu nu eram atât de grav, că am consumat foarte puțin timp. Mi-am dat seama că era bună și la revedere. Ai consumat doar la folie sau? La folie, da. Ah, atunci a fost mai simplu. Mama mea îți vorbesc niște chestii care le-ai niciodată așa publice. Da, am consumat și eu, ce să facem. Era primul meu iubit consumat și m-am antamat și eu cu el. Ideea e că mi se părea părinții mi trimiteau bani de acolo și mi s-a părut incorrect ca eu părinți de la, cu banii de la părinți munciți să-i consum, să-i bajoc de ei și să-mi bajoc și de mine în același timp. Și atunci am dat înapoi, clar. Am zis, vreau viață, merg înainte. Și lui am spus, alege ce vrei, viață sau vrei? Vrei asta. Și mi-a demonstrat că nu poate să se lase. Atunci am luat hotărârea să mă despart de el. El a continuat. I-au căzut dinții. I-a fugit ochiul într-o parte așa. Bine că a scăpat viață. Dar el din blond, blond cu ochii albaștri, s-a transformat în brunet cu ochii mai închiși, nu știu cum să zic, s-a transformat, nu știu, l-a transformat. Și fără dinți. Și fără dinți, da. Și după ce tipul de perioadă s-a nasoală, ce ai făcut? Ai continuat? Am continuat cu muzica, cu școala și așa mai departe, mi-am continuat viața. Vreau viață. Între moarte și viață, prefer viața. Campania pe care ați făcut-o a avut impact social? Cum a fost cu ea? Nu prea s-a dat așa pe posturi și așa mai, nu s-a făcut o mare campanie la nivel național. A fost local, dar pe mine mă mulțumește și e un surplus pentru mine că am făcut și asta pentru cei care, mai ales mesajul piesei, este să te regăsești atunci când ești pierdut. Când ești pierdut, să te regăsești și să te întorci de unde ai plecat. Ok, te întorci în timp. Dacă poți. Dar asta cu tot în timp, pentru mine, da. Pot să mă întorc și în alte timpuri. Unde o vezi pe marihuana peste 10 ani? Habar n-am, nu știu mâine unde o să fiu. Te gândești că poți să fii super sus peste 10 ani? Adică te gândești că... Repet, mai sus decât sunt, nu am unde să mă mai duc. Ai atins direct apogeu? Da. Din punctul meu de vedere. Da, corect. Ce mai mă contează punctul tău? Că tu trebuie să te simți bine cu tine și... Da.
Adică am cunoscut oameni mari, cei mai mari oameni de cultură din România. Îmi place că mă sunt și eu cu ei, odată cu ei. Mă simt mândră, am fost apreciată de către ei, îi apreciez și eu. Asta înseamnă regizori de film, actori, scriitori, pictori. Toate astea, cum ar veni, ți l-au adus ca pe o muzică. Dacă, poate dacă nu... Artistul din mine. Da, artist. Automat, dacă sunt artist, îmi place să mă uit și la alții ceea ce fac. Și să întotdeauna am de învățat și de la alții. Și poate și ei de la mine. Da, ne completăm într-un fel sau altul. Mi-ar place chiar și cultura asta și tot să evolueze mai mult decât este la stadiul de azi. Oricum, e în evoluție, în muzică. Dar se merge un pic mai încet, dar sigur. Cum crezi că ar putea evolua lucrurile mult mai rapid sau cum crezi că ai putea să le vezi evoluate la univers, anume sau la viziunea pe care o ai tu? Mă gândesc că trebuie să fie niște oameni mai cu cap în care să facă, nu știu, sunt dezamăgită de industria muzicală, de tot. Uite, de exemplu, și partenerul meu a fost mare sportiv, pur și simplu campion mondial al României la diverse lupte și cu multiple medalii de aur, cupe. Și el avea o problemă cu industria sportului, iarăși. Adică eu am muzicală, ăla în sport, ăla în cultură, ăla... Sunt niște semne de întrebare care nu ne-am găsit răspunsul nici acum. Sau, nu știu, e... Și gândirea asta românească, eu iau totul și ție nu-ți dau nimic. Nu merge așa. Dacă noi muncim la un proiect împreună, tu ai partea ta, eu am partea mea, X, Y, Z au părțile lor. Așa mi se pare corect. Corect? Nu, noi lucrăm la un proiect toți, eu iau banii și voi nu mă interesează. Nu merge așa. Sau uite, iarăși, că am atins și culmea asta, am lucrat 3 ani de zile ca designer de bijuterii pentru Fashion TV, cu mari designeri ai României, inclusiv Cătălin Botezatu, Laura Olteanu, George Hoșbotă, Mihai Albu. Totul a mers bine și frumos cât organiza Cătălin Botezatu aceste evenimente. Mai că la un moment dat, fiind aparținea de Nicu Gheară, a fost pus să conducă toată treaba asta. N-am nici cu țiganii, Doamne iartă-mă, dar sunt unele chestii, că sunt și țigani extraordinari. Deci, pe cuvântul meu de onoare, am cunoscut pălăria jos, n-am ce să spun. Așa, până la urmă au și ei, știi cum, sunt pe niveluri ca și românii sau ca și noi, adică au și Dumnezeul lor, dar au și pe ăla de jos. Ideea e că era un organizator în care își bătea joc la propriu de designer. Eu credeam că are ceva cu mine, zic. M-au avea ceva cu mine, are vreun gând de nu se poartă așa urât cu mine. Dar când am observat, veneau mari designer din Franța, din Italia, din așa, o bătaie de joc la propriu și cu lumea care era invitată acolo, care veneau numai oameni cu bani, și cu manechinele care erau lăsate la mare pe căldurile alea infernale, să nu le dai tu o apă plată, să bea și un sandwich. Nu se poate, domnule, așa, erau leșinate pe acolo. Nu se poate așa, adică e inuman. Iar văzând toate chestiile astea, m-am retras. M-am retras de acolo, am lucrat 3 ani de zile, mi-am fost de ajuns. Dar am fost și pe culmile de sus.
Și am fost dată pe postul Fashion TV în toată lumea, da? Și eu, Dana Maiermana, ceea ce mă bucură. Și ca designer de bijuterii, așa cum le făceam eu, până acum n-am mai văzut pe nimeni. Sunt creator de bijuterii, dar nu la modul cum le fac eu. Da, tu chiar ești super veche pe piața asta. De... Mai am, mi-au rămas după părinți, că nu mai am pe amândoi. Mi-au rămas multe materiale. La un moment dat am zis că o să creez din nou și haine și bijuterii. Să văd dacă mai ajung la dorințele astea. Sper. Tot sper de ani de zile și mai ajung. Tu ai învățat multe de la tatăl tău, nu? Nu, am învățat bijuteriile din Grecia. De la tata ce s-a învățat? Am învățat, nu știu, am puterea și forța de la el. Și un caracter puternic, asta mă definește din partea tatălui. Din partea mamei, dragostea, iubirea, frumusețea. Și tata m-a iubit, dar fiind bărbat și îți arăți dragostea față de copil mai rezervat așa decât, deși o ai. Da. Și cu pictatul, când te-ai apucat? Cu pictura de aia o poveste și cu asta, pentru că sora mea mare, eu fac parte dintr-o familie cu patru frați, suntem trei surori și un frate, și mama noastră ne-a îndemnat către partea artistică a noastră. De ce? Pentru că a considerat că numai așa poți să fii liber în gândire. Și sora mea, cea mai mare, a studiat tonița, adică a fost la școală și la facultatea de arte. Și lucra acasă. Și îmi plăcea să mă duc lângă ea și să privesc și să învăț de la ea. Am vrut chiar și eu să dau la arte, numai mama mea n-a fost de acord, pentru că a zis că, dom'le, sunt prea rebeli, prea... E destul cât am una în familie, mai am și pe a doua, adică nu se poate. Așa. Și am învățat unele tehnici. Am luat diploma pe școală, cea mai bună din școală, la desen. Și pictez acum. Și sora ta trăiește în Dinamarca? Când simt nevoia, mă apuc de ajută. Sora ta trăiește în prezent din artă? Sau... Nu. A abandonat? A abandonat pentru că i s-au întâmplat mai multe chestii mai altfel. Și a zis, poate nu e asta pentru mine. Și tot asta și preluat-o. Am preluat-o eu, da. Mai mult decât ea. Și cum faci? Crezi zilnic sau la o săptămână, la o lună? Cum? Nu, doar când îmi propun, de exemplu, ai chef sau... De obicei îmi propun un timp de o lună, să zic, sau de cât am, și încep să pitez anumite teme pe care mi le propun eu. Mergi sau, de fapt, când am vânză albă în față, mi-apară tot felul de linii și așa luminoase și mă iau după ele și mi iese ceva acolo din chestia asta. Cel puțin ultima colecție a fost despre iubire. Tema a fost inima și asta am scos-o, colecția asta am scos-o de în februarie, de ziua îndrăgostiților. Luna iubirii. Ca idee. Da. E bine. Da, altceva ce-am mai făcut? Pe muzică. Cu muzica continui. Ușor e în funcție de bani. În funcție de bani, toate sunt în funcție de bani. Da, clar, mai ales la... Da, știi, dacă nu te grăbești și îți dorești, îți îndeplinești chestiile astea ușor. Cu muzica ce faci? Și ai o satisfacție mult mai mare decât le-ai avea pe tavă, pe toate așa, știi? Clar.
Tu cu muzica acum cum faci? Ești independent, nu mai depinzi de o casă de discuri, nu mai depinzi de... Dacă vrei să-ți faci tu videoclip, ți-l faci tu, adică nu mai depinzi de nimeni. De obicei, după ce termin o piesă, iau legătura cu cei de la televiziune, mă duc la emisiuni, o lansez la emisiuni, apoi se urcă pe YouTube. Ce ajuns să câștigi din YouTube? Știu ceva de genul ăsta, dar habar n-am să fac. Și plus că au fost puse piesele mele de... Sunt pe mai multe adrese. Da, da. Poate scot ei bani și eu nu. Da. Nu știu, merg înainte. Trebuie să-ți faci o pagină și un canal și să-ți faci o acolo piese. Nici să ai prea mult bani, că te strică, da. Cred că. Păi, acum mai depinde ce vrei să faci cu ei, că te-a avut poți să iei, decât să ai vocații într-un contra, să ai, te gândești mai de ce faci cu ei, nu? Da, nu știu, uite, depinde, e greu un pic. Sunt mai pe partea sufletească decât pe partea materială. Ia, dacă ți-ar vei mâine un milion de euro pe cap, ce-i face că, sau, nu știu, 2 milioane, ce-i face, ce, cum te-ai gândit? Nu te clar nu te mai trezești normal, ca ieri. Mi-aș face, sincer, o casă undeva artistică, ceva deosebit. S-o faci, adică... O arhitectură total unică. Pentru că orice clădire, după părerea mea, are o conexiune universală și aș fi făcut-o într-un mod artistic în care să vină artiști acolo și să ne simțim bine și aș investi în tot în artă, în tot felul de, în tot ceea ce mă pricep eu. Și mă gândesc că atunci, dar tot investesc așa, m-aș gândi să și scol cumva bani. Adică aș angaja niște oameni care se pricep la una alta la și așa mai la diferite, da, așa, și m-aș dezvolta. Dacă până la urmă banii te ajută să cunoști anumiți oameni, să pui mai mult valoare în ce faci tu la un alt nivel. Da. Da. Deci până la urmă tot banii sunt... Baza artei. Da. Dar uite că sunt artiști, nu-i asta, uite, nu-i lucrurile înțelege, deci am stat și am făcut zilele trecute o discuție despre artiști care vând tablouri cu câteva milioane de euro. Cum ajung ăștia să vândă tablourile cu câteva milioane de euro? Hai să zicem, da, dă ceva de aici, de sână. Uite, dă tablourul ăla cu șobolani, făcut de un artist. Să zicem, tablou ăsta, cum ar putea tablou ăsta să ajungă 1 milion de euro? Adică unde se zice că poate și eu l-am reproduce sau și l-am reproduce și eu și... Mă gândesc că e o casă de licitații sau ceva de genul în care fac o poveste frumoasă la acel tablou. Orice poveste avea, cum poți să ajungi la 10 milioane pe un tablou? Ce poveste să ai? Nu știu, sincer, la mama. Sunt jocuri de cuvinte, nu? Nu știu. Bun cuvinte, da, plăcute. De exemplu, am cunoscut un pictor, nu vine numele în cap acum, dar care s-a dus în America și picta, de exemplu, femeie în pula goală, și că e vorba aia. Da. E, după vorba aia, omul asta făcea. Și dădea la 25.000 de euro, 30.000, 50.000 în America. Măi, eu înțeleg că tu ce un preț. De ce? Dar ceea ceva extravagant în care cumpărau niște oameni care le plăcea chestia aia. Știi? Până la urmă trebuie să te raportezi la ce... La cerințele publicului, să zic așa. Publicului și din la mână? Eu, de exemplu, n-am părerea asta. Eu ce creez după propria mea, după propriile mele simțuri. Și mi se pare că e mai original. Păi și cum, da, pune și un tablou 100.000 de euro. A. Sau 10.000. Am pus în pandemie 10.000 de euro. Am pus 300 de mii, nu știu, am pus multe de euro. Pune așa și... Zic, atâta e valoarea, domnule. Ideea e că, fii atent, după ce am pus chestiile alea, au venit să-mi cumpere tablourile. Serios? Ideea e că le-am dat pe... Nu pe multe zero, am o povestioare, în fel, așa cu un tablou, de-abia l-a făcusem. Și a venit un prieten acolo, domnule, cât vrei pe tablou, că îmi place, că nu știu ce. Zic, mă, dăm 500 de lei, zic eu.
Nu, cum? Îți dau 350. Bine, mă, dăm 350, aia e. Numai pânza te costă 50 cu culorile, adică te costă vreo 1,5 milioane numai asta, plus ideea, plus și așa mai departe, da. În sfârșit. Și se duce acasă și vine un prieten din America și îi zice, mamă, ce tablou mișto, îi zice lui. Și îi spune, da, e făcut de prima repăriță din România, i-a arătat poze cu mine acolo, a văzut semnătura, tot că e original. Și zice, domnule, cât vrei pe ei? Păi vreau 5.000 de euro. Ăla l-a întrebat de ce i-a descumpărat, i-a explicat asta cea mai devreme și i-a dat 3.500 de euro pe ei. El, asta a venit după aia și a zis, băi Dana, sunteți super, eu sunt foarte fericit, sunteți super, dar uite tabloul tău și mi-a zis povestea. Zic, nu mă supăr, mă, eu ți-am dat cu mare drag cu suma asta, dacă tu ai putut să faci mai mult, e treaba ta. Așa am făcut și m-am ocupat de antichități. Dau la un preț ca dacă îl vinde cineva mai departe să câștige și el. Adică mă gândesc și la omul care ia obiectul respectiv și să aibă. Eu așa gândesc, știi? Nu că la familia altcumpăra, noi ești un nemeci, bați mai. Bine, mă. Eu nu sunt așa. Eu gândesc că acolo unde mănânc eu, mănâncă și ceilalți. Și dintr-o bucată de pâine pot să împar la toți. Și poate o firmiturică de-aia e mai mult decât ai mânca trei feluri de mâncare. Da, corect. Ai încercat să expui la expoziția asta mai mare, nu știu, unde vin mai mulți oameni importanți, mai, nu știu, cu mai mult buget în buzunar. Momentan am un nou iubit și mă gândesc la el mai intens așa. Sper ca lucrurile să se așeze mai bine și poate îmi dau din energia mea celorlalți prin modalitățile mele artistice. Da, momentan mă axez pe el. De ce mai bine? Dacă ți-ai găsit dragostea, e cel mai perfect sau... Măcar ține echilibru. Nu știu, dar... Echilibru. E cu dus întors, e cu sare și piper, știi? Păi, așa e început. N-ai cum. Așa e început. Da. Până vezi cum te adaptezi cu gustul. Da. Așa e. Ia zi, poți să ne spui și de locul ceau? Domnule, poate să comandă oamenii cartea, poate să mă întâlnesc niște prieteni de-ai mei sau cine numerește pe acest canal, când poți să comandă cartea ta sau ce faci tu, adică unde te găsește. Poate să te găsească în... Mă găsiți zilnic și seara, zona Unirii, Corneliu Copos, numărul 3D. 3D? E totul 3D? 3D, da, 3D, cel puțin. Sau așa? Se intră normal să iese 3D. Da, să zicem și asta. Și e un loc acolo unde ne întâlnim, ne ascultăm o muzică, ne simțim bine. Ți-ai creat un hub. Da, să zicem așa, da, artistic, da, 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 da. Combini mai multe arte. Exact, exact. Și oamenii poate să vină să simtă, da, sau poate să expună, nu? Sau poate să facă, nu știu, să cânte sau ceva, nu? Da, da, adică da, 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 exact. Freestyle. Da. Freestyle și da, s-a și organizat. Da. Mișto. Păi asta e, trebuie să venim, veniți. Adică... Cu mare drag. Mulțumim că ai venit la această emisiune. Întâlnirea cu pace. Păi, încercăm să vedem cum funcționează. Și încredere, cu încredere se fac toate. Mă bucur pe Dana Marihuana. Mă pup și voi vezi. De egal.